Sala de sport din Neforie Nord va fi gazda campionatului național de karate tradițional, ediția 26-a. La această competiție vor participa din zona țara românească practicanți de karate tradițional la toate categoriile de vârstă. Slatina va fi reprezentată de 4 băieți și 3 fete de la clubul Budo Karate. Concurează în această competiție și Maria Păduroiu, multiplă campioană europeană și mondială. În lotul celor 3 fete va reveni Maria Păduroiu, care actualmente învață în Anglia, la un liceu satelit al Oxfordului, și la inițiativa tatălui și dorinței ei a luat legătura cu cei de acolo de la liceu. Este și reprezentantă a echipei de karate din cadrul liceului și s-a permis să vină în România pentru a participa la această zonă. În lotul băieților, format din Mihai Păduroiu, Mădălin Stroiuleasa, Victor Voicu, în acest an vine și Bogdan Donciu. Intră de anul acesta și Donciu Bogdan, care a depășit categoria de copii, este foarte greu pentru el. El vine cu, să spunem, un handicap ca și pregătire față de ceilalți, pentru că nu are valoarea celor care compun această echipă de la acest nivel ca și campionat. Sper să facă față, cred că se va califica și el la cel puțin 2 probe. Sensei Romeo Costica are așteptări mari de la sportivii săi și speră ca aceștia să-și reconfirme valoarea.